Mă bucur foarte mult de inițiativa aceasta, Școala Informală de IT, pentru că, după părerea mea, România trebuie să facă un pas mai departe și să începem să dezvoltăm proprietatea intelectuală, adică să creăm software pe care să-l vindem noi, mai mult decât a vinde timp și competențe către alte organizații din vest. Și cred că cei care provin din școala aceasta, mă refer la absolvenții școlii acestea, sunt oameni dinamici, flexibili, care dacă au avut curajul să facă o schimbare în cariera lor, s-ar putea să fie oameni mult, mult mai buni, mai potriviți, mai bine pregătiți și oameni care să fie de foarte mare folos în startup-uri, așa că mă bucur de existența pe piață acestei organizații și cred că poate să umple un gol de care avem nevoie să fie umplut în inițiativele pe care le avem ca startup-uri, așa că mă bucur foarte mult și le susțin pumnii, îi susțin pe toți cei care au absolvit școala aceasta și ne dorim foarte mult să îi vedem cu adevărat integrați în organizații și în industrie.